toată lumea, eu sunt Rochelle și în acest videoclip o să facem Păpuși la cuțite, episodul al doilea. Deci, haideți să cunoaștem concurenții. Aceștia sunt concurenții. Vandala de Blondes și Raven Sticks. Fetelor, tema voastră de astăzi sunt dulciurile. Începeți! Aveți o oră la dispoziție. Prima dată voi lua un ou și îl voi sparge. Ok. Voi adăuga niște cireșe și niște zahăr. Să pun aici. Acum că este gata și o să adaug puțină glazură. Arată minunat! Desertul meu este gata. Acum voi lua niște ouă și lapte. Voi adăuga un ou și îl voi amesteca. Acum am compoziția din care voi face bezeaua. După puțin timp s-a întărit și o voi pune puțin pe foc. Și acum voi face biscuitele. Și voi mai sparge niște ouă. Și amestecăm. Și voi adăuga niște lapte. Acum voi face forma biscuitelui și o voi băga la cuptor. Perfect! Acum voi pune biscuitele peste bezea. Și lăsăm mai mult timp la foc. Voi pune puțină ciocolată pe deasupra. Gata! Acum, haideți să cunoaștem jurații. Și Sanis, Honey și Glypy. Poftiți! Spuneți-mi, ce ați pregătit pentru astăzi? Eu am pregătit o gogoașă. Iar eu am pregătit un smor, care înseamnă bezea între doi biscuiți cu ciocolată. Am gustat din gogoașă și este delicioasă. O să-i dau nota 10. Și bezeaua este delicioasă, dar sincer să fiu, eu nu prea mănânc bezele, așa că o să-i dau un 8. Sincer să fiu, îmi place mai mult bezeaua decât gogoașa. Așa că bezele îi vă da nota 10 și gogoașa nota 2. Se pare că bezeaua și gogoașa au același gust. Nu m-a impresionat nimic. Așa că amândouă vor primi nota 5. Deci, scorul. Pentru Vandala, 17 puncte. Felicitări! Iar pentru Raver, 23 de puncte! Felicitări, fetelor! Iar premiul cel mare îi se acordă lui Raver cu bezeaua ei delicioasă cu ciocolată! Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc vouă, juraților, care m-ați ales pentru premiu. Și vă mulțumesc tuturor! Pa! Mulțumim pentru vizionare! Ne vedem data viitoare! Pa!